Dragi prieteni, bună dimineața! Eu sunt o actriță nesigură, spune interlocutoarea mea din această sâmbătă. Dar în această nesiguranță există totuși o siguranță. Ăsta e paradoxul. Astăzi, împreună cu mine și cu dumneavoastră la mic dejun, o mare doamnă a scenei românești. Rodica Mandache, bine ați venit, bună dimineața! Bună ziua, bună dimineața, bună seara, toate saluturile pentru dumneavoastră, pentru că am așteptat foarte mult să vin aici, să stau la masa asta și să mă bucur de emisiunea noastră. Ne flatați pe toți, n-am știut că așteptați cu răbdare bucuria asta, pentru că nu am citit-o, înseamnă că m-am grăbit și n-am fost atentă. Una dintre meseriile mele bune e cea de spectator sau și telespectator. Bună dimineața! Un ceai? Sigur? Mie cappuccino ca de obicei și să întorc și clepsidra asta, că o avem aici pe masă în loc de ceas. Ne-am luat obiceiul ăsta retro de la o vreme. Mă, nu știu câtă cochetărie ne aduce. E mai misterioasă. E mai misterioasă, nu? Vorbim despre multe mistere astăzi. Dar vreau să vă întreb așa, că tot m-am legat de această mărturisire. Dincolo de paradox, un actor care e foarte sigur poate să pară arogant, nu? Când supără pe cineva aroganța ta, e de multe ori calitatea pe care o pune cel care privește, care te judecă. Adică îți spune ești arogant. S-ar putea să nu fii arogant, dar pentru el să fii arogant, pentru că ești mai frumos, ai ochii migdalați, ai citit ultimele trei cărți nemaipomenite. Sau pur și simplu ai talent. Cred că vi s-a întâmplat din pricina talentului ca multă lume să vă citească altfel. Și nu mă refer la public care a știut exact să descifreze. Mă refer așa, cu blândețe, la colegii dumneavoastră de scenă, poate. Tot ce îmi spuneți îmi provoacă mie o stare extraordinară și de mare euforie. Știi, Caragiale spune, talentul este un freamăt, un mister, o durere, un vânt sălbatic. Talentul nu e un lucru ușor. Talentul nu e ceva plăcut. Talentul nu-l duci ca pe ochii frumoși. Așa e, nu e o fericire, bine ziceți. Și nici nu-ți ajunge talentul ca să reușești în meseria asta. Da. Trebuie să ai ceva neștiut în clipa când intri într-o cameră, lumea trebuie să tacă și să vadă acel ceva, misterul acela care îi cuprinde și pe ei. Numai atunci într-adevăr ai talent. Și așa că talentul, sigur, noi suntem un popor talentat și eu cred că foarte multă lume este talentată, dar îți trebuie și subtilitatea aceea, știi, cum tragi vinul din... așa trebuie să existe ceva. Dar care și smerenia și meritul, până la urmă, mai ales de a păstra darul ăsta al talentului. Că l-ați citat pe Caragiale, dar eu mă duceam acum spre o sintagmă scurtă și strălucită a lui Nichita, care zice, actorul, un copil, fugit din jocuri. Birlic spune, eu sunt actor, așa că am voie să fiu în fiecare zi copil sau adolescent, spunea el, și să mă bucur ca un adolescent și să mă comport ca atare. Viața îl face fericit pentru că îi permite să fie orice, oricând, numai că trebuie să facă bine lucrul ăsta. Dacă nu-l face bine, se întoarce împotriva lui. E greu cu talentul ăsta, că trebuie să fii un criminal sau trebuie să fii un prost sau trebuie să fii un foarte inteligent și poate că tu nu ești. Sunt foarte mulți actori care au numai inteligență de scenă. Interesant, și numai despre aceea e vorba pe scenă. Trebuie să ai inteligența pe scenă și inteligența inimii. De asta are nevoie un actor. Dar sunteți de acord că doar aceia sunt talentați numai, pe când dăruiți, cu har, empatici și eterni, sunt cei care au inteligența și în viață? Sau n-am dreptate? Ba da,
Nu, dar eu spun că nu totdeauna. Cunosc un actor pe care îl ador, îl iubesc mult și are o inteligență de scenă cât 50 de actori la un loc. De altfel se și naște odată la 50 de ani un actor ca el. Și în viața de toate zilele nu pot să spun că a scris cărți, că ține conferințe, că, adică să-și arate, nu trece nimic din meseria lui, din sectorul ăsta, își adună toate puterile pentru asta și așa și este cel mai mare. E un actor pe care dacă îl vezi într-un rol, eu îmi încarc bateriile 3 luni. E un actor care nu e nici țăran, nici vorbă de țăran. Și a jucat și țăran, și muncitor, și intelectual, și prinț, și de toate. Și de fiecare dată e foarte credibil. Într-o scenă se frige cu mâncarea. Și are, cred că am văzut de 50 de ori secvența asta, că se dă mereu pe Cinemaraton. Are un fel de a se, doar nu s-a fript la filmare, dar nu i-a dat să se frigă, să-și frigă gâtul. Are un fel de a-ți arăta că i s-a fript gâtul, că ochii ies din cap, că urechile îi vâjie. E și șmecheria aia, viclenia aia, că vrea să înșele pe unul să se frigă și celălalt. Un talent. Bă, Niculae, tu ți se cerea de parcă ai fi o varză. La masă. Voi n-auziți? De ce n-ați încălzit, frate, fasolea asta? Eu credeam că e rece. Ce să fie rece, mă? Fasole! Fasole, după foc! Of, îți arde de prostii. După ce că nu muncești, nici nu taci din gură. Dar ce am zis eu, frate? Păi de unde să știu eu că arde? Ceea ce-mi place e că vă uitați continuu și admirativ de multe ori la partenerii de scenă, admirația a ajuns atât, că eu atât de am rană. O meserie, un foarte bun spectator. Cred că de aici îmi iau puterea. Telespectator, spectator, adică îmi place. Mă duc la toate spectacolele cât pot. Poate că trebuie să-ți permiți să admiri. Poate că nu-și permite toată lumea. E o resursă sufletească, fără îndoială. Poate că trebuie să-ți permiți. Și adevărul e că e precum zăcământul în adâncime, dacă îl ai sau nu-l ai, mă gândesc. Trăim astăzi așa într-o societate cu jumătate de măsură, adică nici nu-i prea rău, dar nu-i nici prea bine. Și asta, știți, până la urmă ne gâtuie voința și ne gâtuie bucuria de a-l vedea pe celălalt. Stai așa și nu mai vezi ce e în dreapta, ce e în stânga. Poate că Dumnezeu a avut grijă de mine și a fost darnic și mi-a dat să nu fiu surdă și oarbă la ceilalți. Da, și mie îmi place să cred asta despre mine și am azi o bucurie că mă uit la dumneavoastră ca la un om liber, foarte liber, care și-a împlinit toate profețiile profesiei. În 2016, de pildă, acum 3 ani, când v-au dat o stea acolo, în Piața Timpului, între celebritățile României, eu am zis, am avut un frison de panică, m-am gândit, ei, dar după asta ce va fi? Și splendoarea a fost că, de fapt, nimic nu s-a schimbat. Ați mers mai departe surâzând. Păi asta merge din acea nesiguranță pe care o am. Sunt vulnerabilă și din cauza asta trebuie mereu să-mi construiesc un gard. Trebuie mereu să-mi construiesc o casă. Știți? Eu sunt norocoasă. Din când în când, ciclic, a venit câte un rol atât de bun încât s-a spus numai ea poate să-l facă. Dar nu e adevărat. Am fost în anul întâi și am jucat la Teatrul Național un rol principal care mi se potrivea foarte bine pentru că s-a îmbolnăvit. O actriță genială era.
Coca Andronescu. Da. Genial. Asta era în 69, așa e? Da. Nu greșesc. Nu, da. Și Coca, fiind bolnavă, a venit Cotescu, profesorul meu, și a spus, te caută maestru Finții. A fost o bucurie, o nebunie. Și am zis, ah, s-a îmbolnăvit Coca. Cotescu a spus, te bucuri? Nu, 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 știți, știu de ce mă cheamă. Și într-adevăr m-a chemat și am jucat cu toți cei mai mari actori din Teatrul Național. Hai să zicem, erau Carmen Stănescu, Piersic, Piersic, Emanuel Petruț, Tanții Cocea, Dina Cocea, Cozorici, Damian Cujma. Erau foarte mulți actori mari și făceau roluri mici în jurul acestui personaj, care era un personaj, și ăsta e un handicap, să ți se dea la 17 ani un personaj extraordinar și pe urmă să-l aștepți măcar cât ăla să mai vină, și nu e așa de ușor. Ține și de noroc, și norocul ăsta, știi că se spune că e un cuvânt neplăcut lui Dumnezeu. Da, adică e din partea cealaltă, de la diavol. Dar ori îi plac lui Dumnezeu artiștii, că eu am întrebat aici, da, pe oricine am găsit, da, și am provocat discuții cu judecata de apoi. E oarecare ipocrizie și chiar un joc de rol în întrebarea asta a mea. Îi plac lui Dumnezeu. Sunteți încredințată că da? Sigur, uite, îți spun, Noe a luat tot felul de animale și știm ce a luat pe arcă, da? Da. Și au fost perioade când Dumnezeu obosea de cât de răi sunt oamenii chiar pe arcă. Și acolo exista cruzime, și acolo exista egoism, și acolo oamenii erau puțini, dar tot atât de răi ca și cei mulți. La un moment dat a fost discuția aceea pe care o știm cu toții, trebuie să renunț la oameni, trebuie să dispară. Nu există nicio salvare pentru ei. Și atunci Noe a făcut cu mâna un pas de dans cu piciorul și a început să cânte și să danseze într-un fel al lui, și Dumnezeu a început să râdă și a zis, bine, nu mai am să vă pedepsesc, nu o să dispăreți. Șapo, ba, n-am replică, da, sunt... trec de partea convinșilor. Aproape că l-am văzut pe noi ăsta, ca atunci când ascultam la radio cu piese de teatru radiofonic și n-aveam în față scena de teatru sau nu vă vedeam ca pe Olga din Buletin de București sau așa. Și atunci mintea trebuia să țeasă ceea ce nu vedea și acum am făcut la fel. Și l-am văzut pe noi chiar dansând. Da, chiar dans cu felul acela de îmbrăcăminte, cu fustanelele acelea. L-am văzut cu poalele dansând și să nu uităm că e un veteran dansând, e un aproape un centenar dansând, deci e un bătrân care dansează, ceea ce poate fi spectaculos. Și Dumnezeu a râs. A izbucnit în râs, dar n-a izbucnit imediat. A făcut... și după aceea. Eu nici nu cred că Dumnezeu râde în hohotă. Îi plac artiștii. Uite, Caragiale spune că artistul vine pe pământ cu un contract semnat de Dumnezeu. Toate generațiile îl înțelegeau. Toate generațiile erau pregătite pentru Caragiale. Toți știu că îi se spunea Nene Iancu. De vreo 3 ani, 6 ani, le e greu să spună Nene Iancu, pentru că nu mai are înțeles pentru ei. Da. De ce îi se spune Nene Iancu? E o familiaritate care în spirit balcanic înseamnă o prețuire, ceva așa. Dar generația tânără e foarte tulburată, e foarte, n-aș vrea să spun nefericită, dar într-un fel este, pentru că eu când eram foarte tânără, m-am simțit foarte iubită. Iubită și cultivată și îngrijită ca o plantă. De ceilalți, ca să de cei de dinainte. Da. Și atunci îi iubeam și îi respectam mult, dar nu mai există nici respectul lor către noi, dar nici dragostea noastră, de fapt, a tuturor asta e. Pentru, asta era întrebarea pentru mea. Ei. Nu cumva noi suntem vinovați? Noi că ei, ei pot trăi, cum a zis odată, și am tras aer în piept când am auzit întrebarea asta pe care ați spus-o chiar
la Cafe Teatru, acolo la Godot, la un moment dat ați spus și cum pot ei trăi fără iubire. Asta e din jurnalul lui Sebastian. Da. Dar o spune Leni Kahler, dar chiar așa e. Ei trăiesc, ei, fără iubire, ei nu-și dau voie să iubească, dar nici ceilalți nu iubesc și asta se înădește, se sădește din școală. Știi? Pentru că copilul trebuie iubit, atât. Pe urmă, el învață tot. Știți povestea aceea cu Thomas Edison? Da. Mama lui a primit un bilet de la școală că copilul dumneavoastră nu trebuie să fie în școala obișnuită pentru că nu are calități. E întârziat față de... Nu i-a spus handicapat, dar cam așa. Și mama i-a citit... Copilul dumneavoastră este un geniu. Ocupați-vă dumneavoastră de el. Ea spunea că este un handicap și să ocupați-vă de el. Și el a ajuns Thomas Edison. Da. Pentru că mama a fost atât de lovită încât a supralicitat sentimentul ăsta de iubire pentru copil. Copiii pot să treacă peste orice, mai ales că au încă acea sinapsă pe care e sinceritatea. El știe imediat care dintre noi de aici minte. Da. Copiii spun lucruri trăznite, cum spune emisiunea, dar spun și lucruri deosebite și sunt o școală pentru tine. E o lecție superbă. Nu e puțin lucru să poți să te apleci spre un copil să înveți. Dar cum învățați de la personaje? De pildă această controversată Leni Kahler, că am vorbit de ea și nu vreau să trecem, pe care am descoperit-o noi toți după 60 de ani de tăcere, de fapt, în 1996, când jurnalul lui Sebastian s-a tipărit și a venit încoace ca o oglindă neargintată pentru tot interbelicul românesc. Povestea e așa, că a fost anul Sebastian. Da. Aveam studenți și am avut studenți foarte buni în anul acela și am și făcut romanul Femei, l-am dramatizat și asta a fost examenul lor de diplomă. Am auzit că la Teatrul Național a venit un actor din Tel Aviv care o să facă un moment Sebastian, jurnal sau... Evident, era partea cu Holocaustul și în sala aceea, cred că media de vârstă era de 80 de ani. Numai noi eram acolo, ne uitam, nu ne găseam locul și m-am întâlnit cu un om foarte drag mie, Dumnezeu să-l odihnească unde e, Aurel Storin, secretarul literar de la Teatru Tănase, care a fost o viață întreagă. Un om de mare cultură și un om care știa enorm de multe lucruri. Și el a fost ușor jenat că s-a întâlnit și a zis, dar ce faci tu aici? Și eu am spus, uite, noi o să facem un spectacol Sebastian și am venit să văd. I-am învățat pe studenții mei să meargă peste tot și să prindă de peste tot, tot ce se poate. M-am văzut și la concerte și la teatre peste tot, da. Și la grădini Cât poți, îi duci. Și el a spus, ascultă, Rodica, dar de ce nu faci tu marea dragoste a lui Sebastian, Leni Kahler. Așa s-a și chemat spectacolul. Da. Zic, dar de unde să iau materie? Găsești tu. Nici nu mi-a dat nimeni. Am căutat, am găsit. Scenariul l-a făcut Diana, fata mea, Diana Maria Mihailopol. Ați început să-l jucați prin 2004 și el e proaspăt. Da. Și acum? Ne-am dus la un festival la Târgoviște. Da. Jucam și eu și Manole, jucam în Romeo și Julieta acolo și eram toată ziua împreună și că Diana chiar râdea, spunea, unde v-ați întâlnit voi la Târgoviște, nu? Ne ironiza. Dar ne-am întâlnit acolo și știu că l-am întrebat pe Manole, atunci era un actor tânăr și imberb, dacă vrea să joace Sebastian. Da. Și am zis că ești, cred că, cel mai potrivit. Și așa a și fost. Și zic, chiar dacă nu vrei, eu tot fac spectacolul ăsta. Și el mi-a răspuns, știu locul unde eram, în București, Doamnă, nici mie nu-mi dă nimeni rolul ăsta. Și eu vreau să-l fac.
Și am repetat ca niște copii. Diana ne-a obligat să facem anumite lucruri cu care noi nu eram de acord, pentru că suntem actori. Să stăm cum stăm noi două, să fie totul sedimentat în noi, să nu ne atingem. Pe urmă a spus, i-a spus lui, să știi că ești foarte compatibil ca actor cu ea. Și ce deci flux între două generații de graniță, cumva, că, între profesor și discipol până la urmă, pentru că Marius Manole a fost aici, cum bine știți, și în aparte, după ce s-a tras genericul, mi-a spus, de fapt, e profesoara mea. Ne-am dus acolo la festival și am jucat și pentru mine a fost o revelație. Manole atunci, deși făcuse roluri importante în Puc... Da, făcuse o mulțime de roluri, e adevărat. Totuși, ăsta mi se pare mie săritura lui mare. Am ținut foarte mult la spectacolul ăsta. S-a jucat... Acum s-a reparat Godot și din cauza asta nu-l jucăm în altă parte. Dar 11 ani s-au jucat și lumea venea. Și acum mă întreabă, ba chiar cineva a întrebat, nu știu pe cine, pe Ișvan, nu puteți să jucați mai repede până nu dispare doamna Mantache sau ceva așa. Vai, ce. Nu, da. era frumos, mi-a plăcut. Noi, pe urmă, am fost la un festival și am încercat să fim noi mai actori și să facem un decor și să ne mișcăm și să... Și a fost... Nu știu cum a fost în sală, când sală mi-a spus Liviu Timuș că a fost bine, și dar pentru noi, în noi, că nu am ascultat, că am ieșit din peștera unde ne băgase, a fost așa o durere și o nereușită pe care n-am putut să o spălăm, cred că câteva luni. Adevărul e că e un spectacol interiorizat care traduce ca să ies din teatru și să mă duc în viață. Da. Până la urmă, durerea unui tânăr îndrăgostit de o splendidă blondă și frivolă, dar nu lipsită de talent. Nu, era foarte talentată. Da. Nu, era extraordinar de talentată. Partea ei umană este de discutat. Era o ființă amorală, cu poezie, da, amorală. Și cred că undeva în interior suntem toate femeile așa și ea și-a permis să fie. Mi-a plăcut foarte mult personajul, l-am iubit foarte mult, l-am iubit pe Manole foarte mult în spectacolul ăsta. Cred că a fost o școală pentru el rolul ăsta. El, de fapt, i-a așezat temeinic în sufletul meu. Îmi dau seama când mă întâlnesc cu el, mi se pare viața frumoasă, dacă stau cu el la un ceai sau la o masă. Înaintea dumneavoastră, cu puțin doar în urmă, a fost aici Emil Hurezeanu, care mi-a spus, citând un filozof german, lumea, draga mea, poate fi salvată prin convivialitate, prin bucuria de a pune un ceai acolo, o cafea aici și a te privi în ochi. Oricum, teatru poate salva lumea, pentru că e acea tăcută magie în grup. Dar spuneți altceva, frumos, dar ați spus ceva care m-a surprins și mi-a plăcut. Citez aproximativ mărturisirea aceea care spunea: dragostea mea pentru teatru îmi dă un filtru trebuincios, ei? Actoria e o meserie de oameni norocoși. Am făcut un recital Doamnele Domnului Caragiale. Îl știu, de asemenea. Și da, l-am făcut-o dintr-un necaz și m-a ajutat domnul Silvestru să-l fac. Mi-a spus, n-ai decât să joci toate personajele dacă plângi atâta. Mi se întâmpla și ceva urât, tot de la... Se întâmplă, în teatru se întâmplă. Totdeauna am avut copilăria asta să cred că dacă sunt bine în ceva, toată lumea o să cadă leșinată de bucurie. Știi, și nu e așa. Păi asta ne ține. Că și eu am trecut prin această naivitate când aș vrea ca toată lumea să se uite la mic dejun sâmbăta. Nu la mine neapărat, cât la spectacolul pe care îl face, da, eu aici cred că fiecare. Se uită. Într-o zi a venit Gina Patrichi la spectacol. Așa. Gina era un om,
uite că spuneai de inteligență și în viață, foarte inteligent, un actor crunt, care dădea tot și cerea tot. Atunci o cronicăreasă a scris că sunt vulgară. Și, sau a spus. Și a spus exact cui nu trebuia și cui mă durea mai tare. Și eu am sunat-o pe Gina și i-am spus, Gina era deja bolnavă. Și Gina mi-a răspuns așa, dacă pun sub lupă tot ce ai făcut acolo, găsesc orice defect în afară de vulgaritate. N-ai să fii niciodată vulgar, dar pentru ce ai făcut, ți-ai câștigat un loc mai aproape de cer și trebuie să-i spășești. Întotdeauna trebuie să-i spășești. Adică toate lucrurile bune care îți vin, înălțarea asta pe care ți-o dă un rol bun, pentru că știi, ești conștient în clipa când îl faci, că îl ții de mână pe Dumnezeu. Dar, doamnă Rodica Mandache, eu omenește m-am gândit și poate nu eram chiar hotărâtă să spun aici, dar ce ispășire mai mare decât asta de a fi o actriță tânără, frumoasă și în vogă, dintr-o dată văduvă la 39 de ani, când s-a topit pe neașteptate Aurel Mihai Lopol. Poate cel mai mare fotograf al României. Deci asta nu e o ispășire? Nu era atunci tributul total? Și dacă nu eram actriță, cred că sunt foarte multe nenorociri pe lume și asta a fost foarte mare pentru că aveam o fetiță mică, cu o sănătate șubredă. Și care și-a adorat tatăl și am aflat, mai mult decât... și am aflat că i-ați spus de faptul că tatăl ei s-a stins abia după un an, când a făcut 7 ani. Da. Da, a fost slăbiciunea mea, pentru că eu cred că niciun copil nu trebuie frustrat de greutăți, de necazuri, de experiența pe care i-o dă Dumnezeu. Eu așa cred acum, când sunt mai înțeleaptă. Copilul trebuie lăsat să sufere pentru că atunci se formează ceva în el. Dacă am dat filmul înapoi, ceea ce nu e de dorit, că a fost o durere, i-ați fi spus imediat și ați fi adus-o la catafalc. Ar fi trebuit să fac asta. Și i-ați fi spus pentru probabil era, cum aflu eu și cum am aflat de la... Avut... Cum mi-a spus Tudor Octavian, mi-a spus așa. Mihai Lopol, care avea geniu, a murit ștergând lentila obiectivului. Și colosal. Sau mi-a mai zis, Mihai Lopol, primul lucru înainte să se spele pe dinți la baie, își punea de gât aparatul. Hasselblatul, da. Avea un Hasselblat în vremea aceea. Știi, era aparatul fotografic care l-au luat pe lună. Da. Americanii, da. Și se mândrea cu asta, pentru că pentru noi atunci, după Cortina de Fier, avea un aparat de genul. Era o împărăție, așa e. Dar răspunsul ăsta și după aia mă duc din zona asta de umbra inimii, când la revista Cinema l-au somat, nu? Să vină repede și a venit după 4 ore și l-au întrebat, da, unde ai fost, domnule? Ce-ai făcut în timpul ăsta cât te-am chemat? Am fotografiat nori. Nu, am fost să-mi pentru că găsesc nu știați, zice, nori. Eu sunt proprietar de nori. El era un artist. Avea o curățenie de 50 de ori mai mare decât mine. Am fost foarte uimită, pentru că eu eram ingenua clasică. Și el vorbea foarte verde, înjura și putea, cred, avea o puritate și un fel. Altfel nici nu cred că poți să știi realitatea, banalul, să-l transformi în poveste. Și, într-adevăr, în ultimele zile ne plimbam pe stradă și s-a oprit în fața unui pom care era umed, nu avea frunze, era în decembrie, și l-a privit, nu știu ce vedea, vedea întotdeauna în jur ce nu vedeam noi și în poze apărea asta. Adevăr că era un
o metaforă și un inefabil în fiecare poză, dar vreau să vă întreb asta, suportați doar această întrebare ultima despre soțul dumneavoastră promit, pentru că trebuie să spun, a fost un intelectual decis, care a refuzat compromisul în 1977, a semnat pentru Goma, protestul lui Paul Goma, și de aici și legenda că a murit atât de repede de un cancer galopant, pentru că securitatea ar fi vrut ca el să dispară. Nu știu dacă creditați toată însăilarea asta urbană pe care am avut-o minți cu toții. Lumea e decisă să vadă întotdeauna foarte mult rău acolo unde e foarte mult bine. Să vadă la un erou, să vadă că transpiră și că are picioarele strâmbe. Adică fiecare face lucru bun pentru binele tuturor și pentru el. Nu pentru a fi recepționat de... Asta nu se întâmplă niciodată. Când se întâmplă, e așa de rar și trebuie să fie ceva necurat acolo. Așa cum spunea Gina, trebuie să-i spășești. Oamenii care fac lucruri deosebite, actorii care fac o carieră din care publicul care vine la teatru, indiferent dacă îl iubește sau nu, se hrănește din el. E un poem al lui Tennessee Williams despre actori și despre sacrificiul lor. Sunt nevinovați, chiar dacă sunt niște păcătoși, niște oameni... Nu, da, sunt de acord, tot miei lui Dumnezeu rămân. Miei lui Dumnezeu, așa e. Actorii sunt niște apariții rătăcitoare care urcă mereu dealuri abrupte în direcții răsfirate. Cu structura lor stranie, ei sunt paratrăsnete ale vremurilor, pentru că adună din jur și binele și răul și le transformă în hrană spirituală, fără de care nu se poate trăi. Actorii sunt stelele unui circ straniu, pentru că se joacă cu pericolul, pentru că încearcă să zboare cu sufletul. Artiști pe trapez, ei și-au asumat niște riscuri neobișnuite. Sau niște șanse neobișnuite. Circul a dat reprezentații într-un singur oraș mai important, în mândrul oraș al lui Carl. Circul a sosit. Așteptare, așteptare, așteptare. Publicul m-a înșelat ca oricând era acolo doar în persoana lui Carl. Doar în persoana lui Carl. Artiștii au ieșit, l-au privit pe Carl, apoi s-au uitat unul la altul și au înlăturat plasele și au lucrat primejdios pe vârful cel mai înalt al cortului. Doamne, cum au putut artiștii să-și respecte așa de puțin viețile lor și viața în continuare a circului? A doua zi, femeia care părea să nu mai aibă cap a venit și i-a întrebat: spuneți-mi, de ce ați înlăturat plasele? Ei au dat din număr, iar unul dintre ei a spus: șansa noastră a fost întotdeauna primejdia. De altfel nici nu prea am avut ce face. Mereu vremurile sunt grele, mereu sezonul e sărac, iar publicul nu trebuie înșelat. Dar ea persistă în întrebarea ei: totuși, de ce ați înlăturat plasele? Leul a murit. De ce dracu era leul altceva decât o pisică bătrână și fără dinți? Ei și-au băut cafeaua, grăbit, și-au plecat. Următoarea haltă a fost în micul orășel Greg, micul și neînsemnatul orășel Greg. E așa de dușmănos totul și frig. Este chiciură pe ferestrele trăsurii. E înghețat.
totul e atât de dușmănos. Doar clovnul, numai el, s-a holbat în timpul călătoriei la stelele circului. Plasele, Plasele, le-a șoptit el, știți că fără Plase veți muri. Dar ei au dat din umeri și-au întins brațele ca niște aripi și-au plonjat având doar spațiu în fața lor. Și-au căzut, au căzut ca păsările înghețate iarna în micul și neînsemnatul orșel grec. Și circul căzu cu ei, desigur. Trebuie să fi fost un motiv. În afara morții bătrânului leu și în afara sezonului sărac și fără încasări, trebuie să fi fost un... Sau n-a fost niciun motiv? Actorii acestei apariții rătăcitoare, care urcă mereu dealuri abrupte în direcții răsfirate, dar cu ei tensiunea poveștii se schimbă mereu, cu ei tensiunea vieții se schimbă mereu. Acum poate fi, a fost, acum poate fi, este, acum poate fi, va fi. Actorii, stelele unui circ straniu. Noi facem întotdeauna ceea ce trebuie să facem, pentru că mereu vremurile sunt grele, mereu sezonul e sărac și publicul nu trebuie înșelat. E un poem foarte frumos și foarte dureros și așa e. Public, nu e asta că Maria sa, publicul, că noi trebuie să facem tot. Nu așa, nu atât de vulgar. Nu, astea sunt niște sloganuri pe care nu vreau să le... Da, și sunt vulgare, s-au vulgarizat. Oamenii vin la teatru și respiră același aer, râd odată, plâng odată și cât de cât se păstrează cetatea. Datorită actorului, chiar dacă spectacolele șchioapătă, chiar dacă nu sunt, poate că noi nu înțelegem, sigur că nu e, sunt foarte multe lucruri care nu sunt cum trebuie, dar poate că noi nu înțelegem. Îl admir foarte mult pe Andrei Șerban pentru lupta lui, câteodată până în penibil, de a fi a vremii lui, de a aduce lucrurile care interesează pe ceilalți. Și de a nu sta niciodată în urma căruței, cum zic eu. De a vorbi cu toate cuvintele celui care poate să-l asculte. Și cu toate astea, doamna Rodica Mandache, că-s 30 de ani mâine, poi mâine, de la momentul 89, mi-ați spus odată și m-am amuzat, dar m-am și întristat cumva. Eram la Revoluție încă tânără și dintr-o dată m-am întrebat, am zis, dar cum se va fi întrebat, că era o actriță mare deja, și mi-a zis, m-am întrebat ce voi face de mâine, poate că voi spăla, spăla scările, da? Da, dar nu, eram împăcată cu lucrul ăsta, dacă nu o să mai aibă nimeni nevoie de mine, am să spăl scările, nu cred că știu să, nu prea sunt gospodină așa. De unde chestia asta cu scările? Nu știu. Mi-a venit așa și de asta m-am și apucat de foarte multe lucruri după aceea. Am scris la ziare. Am scris un scenariu admirabil după povestea Irinei Nicolau. Elisabeta Rizea. Da. Să știi că dacă nu făceam Elisabeta Rizea, drumul meu de actriță era mai puțin spectaculos. Pentru că făcând Elisabeta Rizea, deodată am fost descoperită că pot face și alte lucruri. Mi-a plăcut foarte mult persoana ei. Pentru cine nu știe, e o eroină a rezistenței noastre din munți. Da, și e grozav e că nu era nimic politic așa în e. Persoana ei, în tot ce făcea. Poate că la ceilalți era, dar la ea nu era. Era unul dintre acei oameni care întruchipează binele pe pământ și Dumnezeu spune, ei, hai să vă mai las puțin. Era o luptă de supraviețuire a întregului pământ. Da, așa e. Nu, de fapt, nu era vocea tuturor nu spunea, acolo. Nu spunea, fac asta pentru că eu cred în politicul ăsta. Da. Nu. Era
cred în ce e drept, cinstit și curat. E, și avea și o ironie. Era atât de frig. Uite ce m-am găsit eu, să-mi fie frig. Exact. Aveam un flaneluț și până a murit avea ironia asta grozavă. După aceea am jucat-o pe... Dacă nu jucam pe asta, pe semnică nu mi-o dăteau, dar am jucat-o după 20 de ani de Siberia, pe Anița Nandriș, da, care a plecat din Basarabia, plecați și toată povestea și vă dați seama că s-au întors. A plecat cu copii mici și s-a întors cu ei mari. Ce putere să aibă o asemenea femeie care e lăsată cu copii într-o mlaștină unde sunt sute de mii de țânțari, fără o batistă, fără nimic, și să supraviețuiască și să vină înapoi. Dar o partitură de aceeași grație și putere ați făcut și în, că v-am văzut în, mâncând un strugure nespălat în mijlocul oceanului, da, în piesa asta lui Tennessee, extraordinară. Și v-am văzut și în Republica Melania. E o piesă scrisă de o ziaristă, Irina Nechit, din da, Chișinău, da, o femeie straniu de simplă în felul ei. Credeam că e o fetiță care a scris pentru prima dată o piesă, nu știam nimic despre ea. E o doamnă care a scris mult și o interesează tot ce este în jur. A fost extrem de discretă în felul de a primi spectacolul. Adică, de obicei, autorii știi, îți spun ce să faci, cum să faci. Adică, în faza autorului. Adică nu putem scăpa că bietul autor are și el. Uite, și ăsta e un noroc mare pe care l-am avut eu. Și un mare noroc a fost Radu Afrim, întâlnirea cu Radu Afrim. Cred că la Odeon ați jucat în trei piese sau patru ale lui Afrim. Ale lui Afrim. Abia aștept să-l aduc încoace, ne-am pus în gând să vină pe la noi. Vorbește foarte bine și e cineva care nu seamănă cu nimeni. Așa e. Mi-am dat seama de asta a mia oară, anul trecut la Iași. Ne-am întâlnit... Era înconjurat de studenți la un târg de carte de la Iași și țineau reprezentații acolo, în mall. Toată lumea și-a închis gura și i-a urmărit pe ei și eu am făcut la fel și am spus încă o dată, nu mai trebuie să amân, trebuie să-l invit încoace. Dar vedeți cum stau lucrurile. Și pe dumneavoastră v-am tot amânat până azi, că au trecut toate aniversările, toate evenimentele și ne-am trezit față în față, libere cumva de conjuncturi, cum ar fi o anume aniversare de anul trecut sau și așa mai departe. Nu contează. Am vrut să vă văd ca azi, am mai spus-o, liberă. Eu am așteptat. Eu am așteptat și am venit și sunt extrem de fericită că am venit. Eu toamnă bogată pentru mine. Și dacă ați zis toamnă, eu mă gândesc așa, românește, că toamna se numără boboci. Toamna, din 2 în 2 ani, se cheamă Festivalul Ienescu. Da. Începe pe 31 august sau pe 30 câteodată. În ori și, 1 septembrie. Așa, și durează 23 de zile. La primul concert sunt cu o rochie de voal cu bretele și la ultimul cu paltonul, cu pardesiu. Ați adică, fost la toate anul ăsta? Eu, decât în afară de cele trei zile când am avut spectacol, în rest am fost aproape, la toate, cât am putut. Altă dată să știi că aveam mai multă putere și mă duceam și la 5 și la 7, 8 și la cel de noapte. Acum n-am reușit să mă duc la toate. Vă provoc cu o întrebare pe care i-am pus-o unei invitate mare psiholog, Aurora Liceanu, care mi-a spus tranșant despre o femeie, ea nu poate naviga pe două autostrăzi, și frumoasă și deșteaptă. Acum, după atâta carieră, după atâta teatru, film, trăire, viață, durere, bucurie, cum ați vrea să vi se spună? Că sunteți frumoasă, deșteaptă sau altfel între... Vedeți că frumoasele, că am vorbit aici și de Marieta Deculescu și de Leni Kallar, au avut totuși un suflu scurt în memoria colectivă. Dumneavoastră, cred că veți rezista? Aș vrea să rezist. Cred că rezist pentru patima asta pe care o am pentru teatru.
care este lucru comun, care ne leagă. Iubesc atât de mult teatru, încât de fiecare dată când găsesc o actriță sau un actor bun, foarte tânăr, am impresia că sunt eu care e acolo și pe scenă și oficiază. Și poate că asta mă face să fiu mai vie. Facem schimb de priviri, deci vă uitați cumva de sus în jos spre un tânăr care crește. Eu o să fac altfel azi în încheiere. O să mă uit cu bărbia sus spre dumneavoastră, gândind că poate voi fi la fel cândva. Mulțumesc! Ești cum trebuie, singură, fără să fii ca mine.